Bun venit la Cafeneaua Nației. Nu suntem la starea sănătății, dar tot despre sănătate voi vorbi cu invitatul meu de astăzi. Despre sănătate financiară. L-am invitat pe Cornel Ionescu de la Banometru să ne vorbească despre cum ne tratăm de neînțelegerea banilor, cum ne putem educa financiar și ce resurse avem la dispoziție ca să facem asta. Ce m-a surprins pe mine, o să vedeți că eram destul de montat la început împotriva omului, a fost faptul că Cornel e acel gen de economist, așa cum nu prea suntem noi obișnuiți să vedem și să auzim. Un economist care vorbește pe limba oamenilor și care înțelege realitatea vieților din România. Proiectele Banometru se adresează oamenilor simpli care au un venit modest și care nu se descurcă să administreze. Cursul e și gratuit, de-aia am și acceptat acest interviu, plus două acțiuni pe care le vom face în țară, la Iași și la Timișoara, pe 14 și pe 21 mai. Banii din această colaborare vor ajunge la proiectul Starea Sănătății, unde avem ceva cheltuieli de producție pe care altfel nu le putem suporta, dar și la familiile de care avem noi grijă cu ce producem la fabrica asta. Sper să vă fie utilă această discuție. Vizionare plăcută! Ok, m-ați înnebunit să vorbim despre bani. Mai ales ăștia care n-aveți și n-o să aveți niciodată. Și am făcut noi o colaborare mai de mult cu niște oameni de la Banometru. Și au fost niște reacții foarte bune. Oamenii, bă, am intrat, am văzut ce fac ăia pe acolo, ne-a plăcut. Și să mai vorbești, să chem, și am zis, bă, hai să vedem, hai să vorbim despre asta. Și oamenii ăștia de la Banometru fac o acțiune acum, vor fi inclusiv două evenimente în țară în luna mai, pe 14 și 22 sau ceva, nu? 21. Așa? 21, ok. Și 21 mai și vor fi la Iași și la Timișoara și o să fiu și eu acolo să vorbesc despre banii pe care n-o să-i aveți niciodată. Dar până una alta am zis să facem o discuție despre bani și despre partea asta de educație financiară cu Cornel Ionescu de la Banometru. Salut! Bună, Dragoș! Noi hotărâm ce poveste ne spunem. E adevărat. După cum știți, dialogul este prezentat de sponsorul nostru senzațional, adică tot noi, Ceaiul Nației, și găsiți ceaiul ăsta care este fabulos, organic, 100%, pe site-ul nostru www.stareanației.ro/magazin și alegeți acolo. Am mai ales nevastă-mea încă 7 feluri de ceai, deci sunt vreo 40 și ceva în total în acest moment. Sper să îți placă. Ok. Bun. Tu ești și coach și training și mi-ai explicat diferența dintre ele înainte să începem. Acum, ideea e la poporul român. Că se tot vorbește. Educație financiară în școli, educație financiară și ok. Da. Bă, dar problema noastră principală e că n-avem bani. Adică nu e ca și cum avem bani și aruncăm. Uite, am citit odată o statistică foarte interesantă. Jucătorii de basket din America care trec prin NBA și fac cel puțin 5 milioane de euro venituri nete din activitatea sportivă, termină acești bani în primii 5 ani după ce se lasă. Rămân fără una de un dolar, cum să zice. Acolo înțeleg, bă, trebuie să fiți educați financiar, tâmpiților, că irosiți 5 milioane de euro în 5 ani după ce vă lăsați, după o viață de muncă care la nivelul sportivilor te afectează foarte rău și din punct de vedere fizic și așa mai departe, după. Mă refer la activitatea asta de performanță foarte susținută. Dar la noi, unde 3 sferturi de țară e pe salariu minim, ce facem cu educația financiară? E o întrebare foarte bună. Ce naiba să facem cu ea? Că așa? Ar trebui să... Cred că ne-ar prinde bine niște
principii de educație financiară ca să știm cum să trăim. Cine știe, poate că o parte din oamenii ăștia, și eu cred că o mare parte dintre ei, joacă la loto. Există riscul, cam 1 la 14 milioane, așa, să-ți iasă biletul pe care l-ai cumpărat tu. Da. Adică e echivalent cu riscul de a fi trăsnit de 2 ori în aceeași zi, în același loc, ca okay, să ne facem o idee. Da. Asta e motivul pentru care jucatul la loto se și cheamă, a fost botezat un economist francez drept impozitul pe prostie. Uh-huh. Dar, mă rog, există șansa să joci la loto și să te zici cu niște milioane. Și iarăși există o statistică care arată că în maxim 2 ani de zile, după ce tu ai câștigat la loto, te trezești într-o situație mai rea decât cea în care erai înainte, pentru că ești pus în situația de a-ți cumpăra niște bunuri, vine toată lumea. Că acum deja ai niște bani și zice, uite, da, super mega oportunitate. Uh-huh. Fă-te distribuitor de ceai unat, ești tu, n-ai băut în viața ta ceai și uh-huh, nici nu bei ceai, că ești băutor de vodcă și apucă-te să vinzi tu ceaiul ăsta. S-ar putea să nu te pricepi la asta, motiv pentru care, iarăși, este foarte probabil să o dai în bară și să pierzi banii respectivi. Și asta se întâmplă cu majoritatea celor care câștigă la loto. Uh-huh. Trebuie să devii un anumit tip de persoană ca să poți să administrezi o cantitate mai mare de bani decât cea pe care o ai acum. Cred că un lucru cu care începem noi și care cred că specific nou este că punem pe oameni să calculeze cât valorează o oră din viața lor lucrătoare. Uh-huh. Și asta simplu, împart salariul net pe care l-ai la număr de ore pe care le lucrezi. Dacă lucrezi cu salariu minim pe economie, o să faci 9 lei pe oră. Uh-huh. Și aici e interesant că de fiecare dată când scoți 9 lei din buzunar, tu dai, de fapt, o oră din viața ta. Uh-huh. Partea tristă este că viața asta e limitată, ca urmare ar trebui să înceapă să-ți pese de viața ta și să nu arunci chiar pe toate prostiile. Uh-huh. Ce se întâmplă este că mai apare un fenomen psihologic interesant. Dacă tu te frustrezi, nu ai suficienți bani și nu-i drămuiești neapărat cel mai bine, ajungi să faci foamea în ultimele zile, că se termină salariu și mai sunt zile la sfârșitul lunii. Mm-hmm. Și atunci, am fost cu toții acolo. Așa. Exact. Chiar am fost cu toții acolo. Și în momentul în care tu primești banii, ai tentația să cheltui banii pe lucruri pe care în mod nu ți le-ai fi luat, pentru că ai senzația că ai fost privat de anumite lucruri pe care mm-hmm, ți le-ai dorit și te apuci și cumperi lucruri care o să te ducă fix în același ciclu, respectiv o să rămâi fără bani la sfârșitul lunii și tot așa. Și ne învârtim după coadă. Știi unde se mai întâmplă asta? Atunci când ești părinte, devii părinte, uh-huh, și vrei să nu-i lipsească copilului tău nimic din ce ți-a lipsit ție, știi? Și începi să cumperi tot felul de lucruri, jucării peste jucării, care după 6 luni nu mai sunt interesante pentru copil, plușuri, peste plușuri, unele 6 zile, da, nu mai zic așa, nu știu, toate Lego, deci eu am Lego acasă, la care nu, bineînțeles, nu se mai uită nimeni, copiii sunt mari, cred că de 5.000 de euro, Lego. Uh-huh. Înțeleg că le-au făcut, le-au nu știu ce, s-a jucat, au mai venit alții să uit, sunt așa, într-o vitrină, toate alea făcute, cu nave, cu nebunii, uh-huh, cu multe dintre ele, primele că na, te întreabă, bă, ce-i luăm lui Fitu de ziua lui? Lego, frate. Deci nu veniți fără Lego și vă dau și o listă cu ce n-are și ce vrea. Și așa au venit oamenii, nu știu, 5, 6, 7 ani la rând, toată lumea cu Lego, de fiecare, ci tot ce am mai luat noi, tot ce am, tata, a ieșit ăla, aolo, strâng banii, ce mi-au. Și așa s-au adunat banii ăștia acolo. Sunt atât de mulți bani în chestia asta. Și acum se pune praful pe banii respectivi, pe orele din viața oamenilor cu pricină. Mm-hmm. E foarte interesant că același comportament pe care îl menționai se are efecte financiare nu doar în viața ta ca părinte, tu te apuci, ok, vreau ca al meu copil să aibă ce n-am avut eu. Nu mă interesează ce vrea el. Mm-hmm. Mă interesează să-i dau ce n-am avut eu. Da. Îl pun să fac o școală pe care poate n-am fost eu în stare să o fac, mm-hmm, sau sunt atât de mândru că am făcut-o, încât nu mă interesează ce abilități are copilul respectiv. Corect. Și sunt imbecilii care vor să-și retrăiască viața prin copii sau să-și trăiască viața altfel, uh-huh, făcând alte alegeri ei, dar în numele copiilor lor. Sunt foarte mulți la sport, de pildă, uh-huh, este dezastru. Dezastru să vezi pe margine, dacă vreți vreodată în viața voastră să vedeți foarte mulți proști la un loc, mergeți la un antrenament de fotbal. Dacă vreți în viața voastră să vă distrați foarte tare și să vedeți toți câștigătorii de la Roland Garros pe margine la o chestie, mergeți la un antrenament de tenis. Să vedeți mămici care n-au pus în viața lor mâna pe rachetă sau tătici, care încep cotul mai sus, mai aproape acolo, fă pasul nu știu cum.
Dar ei n-au, că eu când îmi duceam copilul, eu l-am dus pe filmul peste tot până și-a ales el unde vrea. Și eu am făcut tenis, 4 ani de performanță și mă uitam așa și m-am dus la o doamnă, zic, nu vă supărați, nu, știu toți câștigătorii de la marile turnee, de dumneavoastră nu știu unde. Nu fiți nesimțit, da? Adică, dar era atât de vocală și i-am zis antrenorului, zic, bă, eu aș lua o minge de aia, antrenorii în general... Așa, și când i-aș da o ștachie din aia, cum ne dădea nouă antrenorul când nu eram atenți, făcea o daie așa și se dădea direct în căpățână cu ea. Atunci era ok violența, acum nu mai este, la antrenamentele sportive. Și i-aș da afară de la antrenament. Adică, bă, n-aveți voie, nu puteți să fiți atât de, chiar atât de cretin. Dar da, sunt foarte mulți părinți care încearcă să facă treaba asta. Avem medici care au ajuns medici pentru că părinții și-au dorit ca ei să fie medici și asta înseamnă un act medical de o anumită calitate. Da. Avem economiști care ajung să ne conducă țările. Ăstora medicilor le e foarte util asta cu educația financiară, mai ales că trebuie să fie educat să gestioneze atâta șpagă. Unde o trimis ca să... Sau niște salarii mai mari acum, că poate da, s-au săturat de șpagă. Evident, da. Unii. Că alții, uite, noi facem această înregistrare miercuri, tocmai l-au luat pe ăla de la Suceava, vicepreședinte, 40.000. Asta e o idee interesantă. Din fericire... Educație financiară pentru șpăgari. Pentru șpăgari, da. Produs, uite să vă gândiți la el. Banometru, vă prezintă educația financiară pentru șpăgari. Înscrieți-vă la curs. Am face o grămadă de bani, doar că... Cu siguranță. Și îi donați după aia. Și donăm. Doar că obiectivul nostru nu e ăsta. Noi ne adresăm oamenilor de rând. Care au un venit și care nu reușesc să-l administreze cum trebuie. Ar fi, s-ar scoate foarte mulți bani din ce spui tu și ar fi interesant de văzut și pentru cei care fac bani în mod normal, ce să facă când reușesc să, în demersurile lor antreprenoriale, ce să facă cu ei mai departe, în așa fel încât să nu țină toate ouăle în același coș. Câteodată nu-i sănătos. E foarte interesantă ideea asta. Fac și precizarea că... facem cu acești oameni de la Banometru aceste acțiuni și că vrem să vorbim despre toate aceste subiecte, știu eu, foarte interesante pentru oameni. Eu am cu totul alte opinii în multe direcții față de ce promovați voi și ce antrenați voi și de-aia am zis că ar fi foarte interesantă o astfel de discuție. De pildă, eu am irosit destul de mulți bani, dar când pleci de la, nu de la zero, de la minus nu știu cât, nu ai așa o chestie. Adică eu am învățat doar pe încercare și trial and error, da? Deci și acolo am văzut, bă, aici așa, aici așa, aici așa. Bineînțeles că pierzi foarte mult pe parcurs, dar învățând din practică, că pe mine mă scot din sărite, de pildă, profesorii de economie, care n-au un adun leu în buzunar. Adică mie, eu cred că pentru a vorbi despre ceva, trebuie cumva să te pricep la treaba aia. Nu în sensul pe care îl zicea Hagi, că n-ai voie să vorbești despre fotbal dacă n-ai jucat fotbal. Nu e neapărat că poți să studiezi fotbalul la nivel de teorie, poți să fii un foarte bun antrenor fără să fii pus piciorul pe minge. Sunt foarte mulți. Uite, e foarte interesant apropo de asta, la fel se întâmplă și în economie. Uite, la matematică ai fost la școală, da? Da. Super. Am trecut. Și a trecut și tu. Așa. Și copiii. Fabulos. Da. Era vreunul dintre profesorii tăi creatorul teoremei lui Pitagora sau așa? Nu, dar trecuseră pe la școală, auziseră de ea, știau să-ți dea la nivelul respectiv ce aveai nevoie. La clasa întâi ți-au dat ceva, la clasa a doua ți-au dat altceva și la liceu era cu totul altceva. Pentru fiecare nivel era câte un profesor potrivit. Poate că nu toți, adică e foarte interesant că vin oamenii și zic, băi, vreau să fiu milionar ca să mă înveți pe mine despre cum să-mi administrez banii. De ce mi-aș pierde eu milionarul timpul cu tine? Ești tu pregătit să primești ce-ți dau eu? Da, ești în măsură, mai ales că vorbim despre bani. Apropo de profesor, cea mai mișto definiție a profesorului pe care am găsit-o vreodată, mi se pare că în Pica lui Erickson am mai zis despre ea, profesorul e cel care reușește, după o perioadă de timp, să se facă inutil. Știi, asta e și obiectivul nostru. Profesorul bun, da. Adică, bă, să nu mai ai nevoie de mine, să ai nevoie de altul care e mai bun decât mine și care poate el să-ți dea ceva. Dar aici, privind educația financiară, e o problemă, pentru că dacă... Eu văd că tu n-ai una de un leu. Și eu am făcut, citind, studiind, eșuând big time de câteodată, făcând mereu tot felul de curbe
care s-au dovedit foarte multe dintre ele niște prostii incredibile și asta, dar fac în continuare treaba asta. Că uite, inclusiv astea, ceaiul, cafeneaua noastră, acest produs, această discuție și multe altele, sunt tot felul de curbe pe care noi le-am încercat de-a lungul timpului și le încercăm permanent. Starea sănătății, la fel, o grămadă de proiecte pe care le avem. Unele merg, sunt ok, ne ajută, devin piloni în ceea ce facem noi aici și centre de nu doar de susținere, ci și de profit, și altele nu. E, când vine cineva care n-are un adulneu în buzunar să mă învețe ce să fac cu banii, am așa, mă uit un pic. Bă, acum, asta vorbim deja despre presupunere și anume că n-am niciun leu în buzunar. Aș putea să demonstrez contrariu. Nu zic de tine. Zic în general că sunt, uite, profesori de economie sau oameni care te învață... Hai să spun o chestie, hai că zic eu cu banii și omul nu are bani. Știi? Bine, uite, în zona asta de educație financiară există, dacă vrei să faci bani, există mai multe metode. Una dintre ele este să fii făcut un milion din greșeală sau pentru că ți-a ieșit una din încercările multiple pe care le-ai făcut. Așa. Cei mai mulți fac din prostie. Din nu știu, întâmplare. Poate a avut 10 așa. Milioane și ai făcut din ele un milion. Mm-hmm. E și asta un succes, da? Ok. Și după aia povestesc despre cum au făcut ei milionul ăla și atunci lumea, toți cei care n-au făcut încă un milion, vin la el și se uită. Și ăla zice, băi, dacă ai 10 milioane, te învăț eu cum să ajungi la un milion. E o metodă. Da. Sau n-ai niciun leu și faci un milion. Mm-hmm. Ok. Asta e o metodă. Următoarea metodă sunt unul sau doi băieți deștepți dintre ăștia care au făcut un doctorat, au făcut nu știu ce și fac o cercetare despre oamenii care au ajuns bogați. Uh-huh. Presupunând că ăsta e subiectul. Oamenii care au ajuns bogați. O grămadă de cărți, poate. O grămadă de cărți. The Millionaire Next Door. Da, care spune cum arată milionarul american și nu știu ce. Și ăștia fac iarăși bani. Și mai există unul, care mie mi se pare cel mai șmecher dintre toți, care a scris și o carte de educație financiară, care se cheamă Cel mai bogat om din Babilon, care n-a întrebat el pe nimeni, că zice, povestea se întâmplă acum 5.000 de ani în Babilon. Du-te și vorbește cu ăla, vezi dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Și vine și cu niște principii. Asta, mereu, da. Și vine cu niște principii acolo. Acum, sunt niște principii care seamănă cu gravitația. Nu le vezi, nu le pipăi, dar funcționează. Ieși pe balcon, faci un pas în afară, cu siguranță, dacă nu crezi în gravitație, o să începi să crezi după aia dacă supraviețuiești. Uh-huh. Ei, la fel și asta. Dacă ai veniturile în mod constant mai scăzute decât cheltuielile, o să trebuiască să te împrumuți la un moment dat după ce termini de vândut tot ce ai avut de vândut. Îți trebuie să fii profesor de astrofizică asta pentru zic. Asta. Da. Ei, oamenii pe care avem noi și pe care i-am format în zona asta de educație financiară, care sunt coach, mă rog, să zicem antrenori, au trecut prin starea asta, au avut și problemele lor și au reușit să le depășească. Noi vorbim cu oamenii care în momentul ăsta au venituri mai mici sau egale decât cheltuielile, care eventual au datorii și care nu au niciun bani pus deoparte sau nu au ajuns la un sistem de economie. E, oamenii ăștia și-au rezolvat problemele astea, pot să-ți arate aia 2 lei și să frece unul de altul ca să iasă al treilea. Și atunci... We are walking the way. Mergem pe drum, nu povestim despre lucruri care nu ni s-au întâmplat. Și înțelegem de asemenea că este un proces unde emoționalul este foarte implicat. Pentru că sunt o grămadă de emoții legate de bani și pentru că am fost acolo și știm că uneori ajungi acolo din prostia ta, alteori ajungi din domnia ta, alteori ajungi pentru că sunt circumstanțe externe, gen unul din membrii familiei se îmbolnăvește și trebuie să faci rost de bani ca să mai cumperi o zi. Să mai poți să mai stai cu el o zi. Sau îți cade venitul, că mai povestesc băieților mei, la un moment dat ne jucăm noi, tot facem la un joc de educație financiară, la un board game, și le spun, uite, poate să-ți cadă venitul cu 25%. Și ei, hai tata, ce cu prostile astea? Și eu zic, s-a întâmplat, 2009, a ieșit unul la televizor, au scăzut veniturile cu 25%. S-a întâmplat în 2020, pandemie, șomaș tehnic, 75% ei, ca urmare au scăzut iarăși la 25%. Sau rămâi fără venit. Sunt lucruri care nu depind de tine întotdeauna și tu trebuie să faci ce poți să faci cu ce ai. Și atunci, motivul pentru care coachii respective au fost aleși așa, a fost următorul. Bă, omul vine în fața ta. Să vorbești despre bani e greu. Dacă ești femeie, pare că e mai ușor pentru că majoritatea oamenilor cu care ne întâlnim noi sunt femei. Bărbaților le vine mai greu pentru că încă există la noi credința asta acum că bărbatul trebuie să fie ăla care aduce bani în casă. Și dacă el nu reușește să vină cu bani în casă, e inutil. Și se simte inutil și, mă rog, apar o grămadă și de... Și o bate și așa. Bun. Câteodată. Așa. Câteodată. Poate o bate sau se apucă de alcool sau nu știu ce. Bun. Și atunci, în momentul în care omul își face curaj și vine la noi, asta mai lipsește. Să mai judece cineva. Eu zic că, bă, dar prost ești. Uite, cum ai făcut atâtea datorii?
Sunt unii care fac datorii pentru că fac studii de piață. Am avut un caz de genul ăsta. Omul n-avea nicio problemă și s-a apucat să se împrumute la toate FN-urile pe care le-a văzut să vadă cum e, să învețe prin încercare și erare. Și după aia a fost un proces până să scape de datorile respective. Dar omul, presupun că a învățat ceva din asta. Da. Ca urmare, poți să faci tu toate greșelile sau poți să vezi ce greșeli au făcut alții și tu să faci altele noi. Așa se îmbunătățește știința, nu făcând aceleași greșeli. Nu, 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 nu. Oricum, îți dai seama de cât de prost e organizată societatea noastră când te uiți că aceste IFN-uri, care, mă rog, acolo e o cămătărie legală, o nenorocire incredibilă, profită de lipsa de educație a oamenilor, care nu realizează în final câți bani dau înapoi, cât de mult îi costă toată alegerea asta pe care o fac unii din achiziționând lucruri de care n-au nevoie. N-au nevoie. Adică asta e o mare. Dar e foarte interesant că fix despre asta o să vorbim la evenimentele respective. O să vorbim despre instrumentele de credit. Adică lucrurile pe care ți le cumperi ca să finanțezi ceva. Adică vrei să-ți cumperi o casă, n-ai suficienți bani, te duci și îți iei un credit ipotecar. Lumea zice, mă obligă banca. Nu te obligă, tu te duci, faci cerere și tu te bagi acolo. Tu ăia îți dau bani atunci și tu semnezi că o să asculți niște termeni pe care i-ați stabilit deja. Ei, la IFN-urile astea ce se întâmplă, apropo de cămătari și de legali? Singura diferență, mă rog, o să spun o prostie acum, sau, mă rog, pare așa. Orice activitate economică pe care o faci-o, atâta vreme cât plătești impozit, e ok. În momentul în care nu mai plătești impozit, deja ești în afara legii. Faptul că unii iau o dobândă mai mică sau mai mare, e piața. Să zicem că e piață. Unii, ideea care este? Ca să fii instituție de credit, trebuie să îndeplinești niște condiții. Adică trebuie să ai minim 20 de milioane de euro capital social și să îți aprobe Banca Națională să te înființezi. După care, vrei să faci un IFN, îți trebuie minim 200.000 de euro capital social și iarăși trebuie să depui un dosar pentru conducătorul IFN-ului respectiv la BNR. Diferența este că Banca Națională îi urmărește pe cei de la bănci, în timp ce la IFN-uri are doar un rol de dă cu bățul că i-a primit în registrul respectiv. Da, acolo și problema nu știu ce. E cu reclama mincinoasă, cu toate lucrurile astea. Astea s-au mai reglementat, au fost niște probleme mari, dar ideea este, iar dăm vina pe IFN. Foarte frumos când dai vina pe altcineva. Problema este că în momentul în care tu dai vina pe altcineva, aștepți ca ăla să facă ceva ca să-ți îndrepte ție eroarea sau nu știu ce. Nu, pentru că aici vorbim, știi ce presupune ce spui tu? Presupune că oamenii ar trebui să știe, ori ei n-au fost educați în sensul ăsta, n-au școală, foarte mulți dintre ei sunt pensionari foarte, foarte vulnerabili și tu vii și le zici, bă, trebuia să știți că ăla a scris acolo mic în reclama aia că tu de fapt îi dai și casa până la coadă dacă nu plătești pe data de 16 la nu știu unde. Da. Înțelegi? Adică omul trebuie să citească, da. E important să citească și să întrebe la ce se bagă. Și apropo de asta, am întâlnit pensionari, cum zici tu, care se împrumută de la un IFN și care, în plus, plătesc o taxă ca să le fie luată rata de acasă și taxa nu e mică deloc. Adică plătești 100 de lei pe lună ca să vină să-ți ia rata de acasă, rata pe care tu ai putea să o plătești. Oricum, 100 de lei e mare pentru tine. Și e foarte interesant că nu se înțeleg fix chestiile astea de bază și cu asta ne luptăm noi, asta încercăm noi să dăm. Să dăm chestiile de bază, că lumea vrea rachete, dar încă nu stăpânește principiile de bază. Adică tu, coach, le spui oamenilor să ia bani de la IFN? Nu le spun să ia. Deja e o problemă când au luat de la IFN. Aha. Ideea este în felul următor. Deci oamenii luați bani de la IFN-uri, oameni buni, scămătari. Sau luați-le pentru motivul potrivit. În sensul în care poți să iei pentru o zi sau două, dar să știi clar, înainte de a-i lua, de unde vin banii aia. Nu lasă. Întâlnim greșeli de genul, întârzi cu plata ratei la bancă și mă duc și mă împrumut de la IFN ca să achit rata de la bancă, în condițiile în care la bancă am, nu știu, 5 sau 10% și în partea aia pe an, da, adică dau 5 lei la fiecare sută împrumutată într-un an, în timp ce aici mă duc la casa de amănunte, spre exemplu, și dau 1% pe zi la 100 de lei, adică un leu la fiecare 100 de lei împrumutată, ceea ce înseamnă că pentru 100 de lei într-un an dau 365 de lei, sau mă duc la un IFN unde dau 30% pe lună, adică 30 de lei la fiecare 100 în fiecare lună, da, da, da,
pentru 100 de lei, ceea ce înseamnă 30 ori 12, 300 da. Din punctul ăsta de vedere, e foarte util, utilă această educație financiară. Adică oamenii să înțeleagă exact la ce se bagă. Exact. Dar de multe ori ei nu înțeleg din hârtiile alea, mă nu mai zic, scris cu 3,5 și cu... Am înțeles. Mai e o problemă aici. De multe ori oamenii încearcă să rezolve problema greșită. Adică, mie nu mi-ajung banii să trăiesc. Și mă duc și mă împrumut. Fac rost de diferență. În momentul ăsta eu rezolv problema greșită. Eu am impresia că n-am bani, în loc să mă duc să-mi cresc venitul. Problema? Pentru că oamenii ăștia care fac asta au fost educați în niște vremuri în care puteai să faci asta. Adică te duceai, luai niște bani ca să ai pentru ceva cheltuiel sau pentru... Pentru că până la urmă îi acopereai în timp. Dădeai foarte puțin bani înapoi, luai de și la cec. Și acum există CRE-urile. CRE, făceai toate, erau și toate jocurile alea care se făceau în fiecare întreprindere, cum exact. Le zicea, de făceau suveicile alea. Cum, roata, așa. Da? Și luau, eu mi-aduc aminte, copil eram și zicea, bă, cum e, cum stăm cu roata? Și scotea maica mea o hârtie de acolo și zicea, ia ăla. Mai avem, luni. Da, peste 5 luni luăm noi. Cât avem? Avem suma asta, hai să vedem ce... Da? Deci erau altele instrumentele și parcă nici nu era nimeni care își permitea pe vremurile alea să-i tragă în piept în halul ăsta pe oameni cu niște bani atât de mulți. Da. Asta era, vorbeam despre modul în care e făcută societatea, capitalul social se cheamă asta, cât încredere avem în ceilalți. E foarte interesant că o parte dintre oamenii care ajung la noi nu vorbesc despre problemele lor financiare cu soțul, soția sau cu copiii, chiar unii ar putea să iasă din problemele în care au ajuns cu un ajutor minim. Sunt unii care și-a rezolvat problema financiară cu 1.000-1.500 de lei. Da, mai mult decât atât. Uite, eu am făcut niște teste la mine în familie. Ne-am dat seama într-o lună câte lucruri ne cumpărăm de care nu avem neapărat nevoie. Adică nu ai nevoie. Eu am făcut anul trecut un exercițiu public, a fost tot exercițiu, de la începutul anului până la sfârșitul anului, să nu cumpăr nimic de îmbrăcat. Nici pentru emisiune, nici pentru... Deci am toate alea, sunt, alea erau cămășile, alea erau nimic, niciun tricou, niciun Adidas. Nimic. Am reușit să fac asta cumpărând o curea într-o zi în care pur și simplu mi s-a rupt cureaua și picau pantalonii de pe mine. Și am intrat undeva și mi-am cumpărat o curea. Și asta nu anul trecut, a fost acum 2 ani. Și am reușit chestia asta. După aia, la fel, bă, câtă mâncare arunci. Foarte multă mâncare. Extraordinar de multă mâncare. Adică aruncăm mâncare, deci luăm să fie suntem acolo... Suntem campioni. Să... Da. Adică citeam 2,5 milioane de tone de mâncare să arunce. Este ceva incredibil. Am rezolvat problemele cu copiii care se culcă flămânzi sau cu bătrânii care se culcă flămânzi. Da. Apoi mâncăm prost... Și incredibil de mult. Și aici e o problemă. Eu vorbesc despre asta la Starea Sănătății foarte mult și acum avem un proiect, o să-i dăm drumul, să mă filmez cu ce mănânc timp de 30 de zile, cât costă ceea ce mănânc și cum îmi iau toți nutrienții de care am nevoie, toate, tot ce e nevoie acolo, cu o sumă mai mică decât cea cheltuită pe toate prostiile de un om care are, în afară de cele 3 mese pe zi, 2 gustări, tot timpul e cu ceva ronță, e face drege, își cumpără, își ia, hai că mai iau nu știu ce covrig care e o nenorocire pentru sănătate sau o merdenea sau așa. Și care obiceiuri au un impact financiar foarte mare. Da. 10 lei pe zi înseamnă 300 de lei pe lună, 3650 de lei pe an. Sunt o grămadă de bani și de multe ori nu simțim cum se scurg printre degete. Mai ales când îi ai, că vezi chestia asta, mai ales când ajungi la un venit, cum am ajuns și eu, cum sunt destul de mulți oameni, bă, nu te mai uiți, nici la 100 de lei pe zi de multe ori, nu te interesează neapărat. Aici e o mare problemă, pentru că toți banii ăștia puși la strânși cumva, și puși la rândul lor să lucreze pentru tine, chestiune pe care eu am înțeles-o foarte târziu, destul de târziu,
poți avea niște randamente extraordinare, niște bani care se întorc și pe care să îi poți cheltui pe altceva, nu? Uh-huh. E foarte interesant, apropo de bani pe care îi pui la lucru. În realitate, banii nu sunt decât un simbol. Da. Și o iluzie în cel mai pur sens al cuvântului. Au câtă de fapt, valoare cu cât investim noi cu... În realitate n-au nicio valoare în momentul ăsta. Hârtii, înainte era o chitanță pentru niște aur, acum e o promisiune că dacă tu îți primești, ești de acord să-ți primești salariu în hârtiile alea, hârtiile alea o să fie primite la supermarket sau te duci să-ți cumperi de mâncare. E, de fapt, în momentul în care tu faci investiții, că asta spuneai tu mai devreme, de fapt îți cumperi niște lucruri care să-ți aducă bani. Asta ce înseamnă? Înseamnă că lucrurile alea au valoare de utilizare pentru altcineva care este dispus să plătească pentru ele, adică să-și dea viața lui lucrătoare pentru ele. Și asta trebuie să fie un criteriu în momentul în care alegi în ce bași banii. Sunt suficient de mulți oameni care sunt dispuși să-ți dea viața la propriu pentru a folosi lucrul respectiv sau nu sunt? Da. Și în momentul în care constați că sunt, are rost să investești în lucrul respectiv. Eu mi-am propus acum 10 ani că o să vreau să ies la pensie la 45 de ani. Asta e anul ăsta, la sfârșit. Doamnește. Mersi. Și sunt în această situație. Asta înseamnă nu că nu o să mai muncesc, ci că nu mai am nevoie să merg la lucru dimineața. Înseamnă că ai cheltuieli acoperite pentru banii pe care produc investiții. Da, da, da. Și am reușit să fac clicul ăsta așa în momentul când am început să consider banii doar un mijloc, nu un scop în sine. Ceea ce, asta e greșeala pe care o facem foarte mult. Din punctul ăsta de vedere, cred că aici e nevoie de multă educație. Pentru că... Super. Vrei să facem acum? Ia. Yeah. Păi hai să vedem. Așa. Deci, banii ăștia sunt, tocmai am stabilit că sunt niște hârtii. Da? Ca urmare, să vreau mai multe hârtii, nu aș trăi la nimica. De fapt, eu ce vreau? Vreau lucrurile pe care pot să le cumpăr cu hârtiile respective. Bun, asta e un lucru pe care trebuie să ne-l aducem aminte. Al doilea lucru pe care trebuie să ne-l aducem aminte este că banii o să-i primim întotdeauna de la alți oameni. Banii nu vin din alte părți. Sunt un construct social uman și vin de la alți oameni. În ce condiții îți dau oamenii banii lor, respectiv viața lor lucrătoare, că majoritatea sunt angajați și trebuie să îți dea viața lor lucrătoare. Corect. Sunt trei situații marșilate. Trei. Una, când îi ameniți. Aici statul are monopol. Da. Bun. După care, când îi ceri, și aici intră cercetori și asociații care vor să rezolve probleme pe care nu le rezolvă statul, și cea mai des întâlnită situație este în momentul în care tu produci ceva și oferi ceva suficient de valoros pentru alt om, încât el să fie dispus să renunțe la viața lui lucrătoare ca să-ți dea ție banii respectivi. Și asta se întâmplă în momentul în care tu îi oferi o soluție la o problemă pe care el o are. Chiar dacă problema respectivă este reală sau imaginară, în sensul în care ajungem să vorbim dacă producem doar pentru nevoi sau producem și pentru dorințe. Și atunci, dacă tu îi rezolvi o nevoie sau o dorință, care înseamnă vreau mai mult din ceva, adică plăcere, sau vreau să nu mai doar atât de tare, adică principiul plăcerii și cel al durerii, în momentul respectiv tu poți să faci mai mulți bani. Rezolvi aceeași problemă pentru mai mulți oameni, poți să faci mai mulți bani, rezolvi o problemă mai mare pentru tot atâția oameni cât ai acum, primești bani. Întâi trebuie să prestezi ca să poți să primești. Banii nu sunt decât un produs rezidual. Tu îi oferi omului, el o soluție la problema lui. Uite, și dacă îți pasă de el... Asta e bine zisă, o zic și eu mereu. Oamenii nu mai sunt dispuși să presteze ca să primească bani. Știi? Adică e suficient să stai și să... Vin, să așează și zic, ok, cât e salariul? Stai, mă! Hai să vedem că știi să faci ceva. Da, da, da. Ce faci? Cum faci? Care-i treaba? Cum te-ai gândit? În ce fel... Știi? Ce oferi pentru treaba asta? Și, într-adevăr, aici discuțiile sunt foarte dificile, că oamenii nu înțeleg. Eu ce am înțeles de mic, neavând nimic, e că trebuie să las capul jos, să trag foarte tare, ceea ce n-a fost neapărat bine pentru sănătate și pentru alte lucruri în foarte multe momente, să ignor orice tentație stânga-dreapta și să merg pe un drum pe care l-am stabilit și pe care l-am corectat mereu, ajustând, da, greșind, de colo-colo, educându-mă permanent, văzând soluțiile pe care le-au găsit alții, da? Și să mergi pe drumul ăla, dar totdeauna să oferi mult mai mult.
E foarte interesant că tu ziceai mai devreme că ai alte păreri decât avem noi. Noi avem fix părerile astea. Respectiv, trebuie să faci efort ca cineva să fie dispus să-ți ofere viața lui lucrătoare. Da. Trebuie să fii permanent relevant. Adică să fii dispus să înveți. Când ai terminat școala, nu s-a terminat învățatul. Să ai ceea ce se numește... Să te adaptezi. Doar, da, doar puțin te întrerup. Să ai ceea ce eu numesc și mă mor și cu copiii ăștia și pe care îi mai creștem pe aici și cu toată lumea, bă, să ai putere de negociere. Ce înseamnă putere de negociere? Când tu mergi undeva și te... Eu oriunde aș merge acum și mă așez la o masă cu cineva, am o putere de negociere destul de mare. Pentru că, am ceva de oferit, am făcut atâtea lucruri, am demonstrat că pot să fac destule și atunci oamenii zic, bă, da, mă așez la masă cu ăla pentru că are această putere de negociere. Dacă eu vreau ceva de la el, atunci... în general, oamenii ignoră asta. Adică nu adună acele abilități de care au nevoie și care să le ofere putere de negociere. În momentul când noi zicem, uite, cu emisiunea Starea Nației, de pildă, lumea știe toată povestea asta, fost la mai multe televiziuni. Acolo noi am acționat exclusiv cu puterea noastră de negociere. Adică puterea noastră de negociere ce însemna? Plec mâine pentru că poi mâine am ce să fac. Pentru că am scule, am nume, am canalul de acest studio pe care îl vezi cu absolut tot este ceea ce noi am făcut în timp și am investit și am adunat și am băgat aici pentru a ne câștiga independența totală. Adică noi mâine doar pe net putem să facem emisiunea încasând ceea ce ne dau oamenii care ne urmăresc. Pe Patreon sau pe YouTube Da, avem abonați pe YouTube care se uită la produsele noastre, care plătesc pentru ele și în momentul în care faci asta, ai putere de negociere. Când depinzi de unul care zice, bă, sculele mele, platoul meu, tehnicul meu, oamenii mei, tot tacâmul, de mâine nu mai intri dacă nu-ți dau eu voie, în momentul ăla tu nu mai ai putere de negociere, că nu ai, corect? Da. Și tu mai ai putere de negociere și în momentul în care zici, uite, eu vin, produc singur, fac tot emisiunea, ți-o dat la pachet, nu trebuie să bagi niciun leu, plătești pentru rezultate. Corect. Asta e o ofertă de nerefuzat. Adică de ce să... Suntem probabil singura emisiune din România la nivelul ăsta, care seară de seară e acolo locul 4 între canalele românești pe segmentul ăsta orar ca audiență, unde ne măsurăm noi. Singura emisiune plătită exclusiv la ce face, seară de seară. Și adică... diferența asta vine din ce? Vine de aici. Pentru că sunt alți oameni care au expertiză pe zona asta de creat emisiune, dar nu doresc să-și asume tot angrenajul ăsta, să pun banii mei la bătaie sau să adun investitori ca să produc independent emisiunea asta și să-mi creez puterea de negociere, pentru că altfel el are putere de negociere ca orice alt salariat. Nu-mi place de fața ta, nu-i nimic, ca next. Și atunci, da, e interesantă perspectiva. Uite, alt exemplu de putere de negociere, la cafenea. Noi avem o cafenea, pentru că avem proiectul ăsta Starea Sănătății și noi în familie nu mai consumăm carne de 2 ani jumate, restaurantul nostru este vegetarian. Și ne lovim de tot timpul de clienți. La fel, nu vindem otrăvuri gen cola, Pepsi și tot felul de lucruri de astea. Și vrei să moară oamenii sănătoși. Da, ingredientele sunt în primul rând sănătoase. Deci nu suntem ca la emisiunile astea de găteală, bă, contează aspectul și gustul. Sănătatea dă o dreacu. Le prăjim ca dreacu, un ulei de palmier, le înfundăm alor arterele, dă-i morților, nu-i interesează. Ideea e să arate mișto și când gustă, din toate chimicalele alea și din toate nenorocirile, să zică, mamă, cât de bun. Dar nu ne interesează sănătatea. Pe noi invers, ne interesează în primul rând sănătatea, nu înseamnă că arată rău sau că nu au gust bun. Și avem această putere de negociere, adică sunt oameni care vin și a venit o doamnă, am povestit și la emisiune treaba asta, a venit în weekend și erau 17 persoane, au rezervat acolo. Și am auzit scandal la un moment dat, eram în cafenea și o doamnă era foarte, foarte vocală că... și m-am zis, doamnă, ce s-a întâmplat? Păi, domne, nu se poate să nu mă lăsați să comand la copii din altă parte. Ea voia să le ia copiilor de la că noi, adulții, hai că găsim ceva de mâncat la dumneavoastră în meniu. Atenție, ei făcuseră rezervare la un local vegetarian. Dar copiii, nu pot să le dau. Deci, eu am tradus-o așa, zice, doamnă, vă dați seama ce spuneți? Deci, dumneavoastră spuneți,
Domnule, hai că noi am putea să mâncăm sănătos azi. Mm-hmm. Dar copiilor trebuie să le dau o travă. Ferești. Nu am cum. Deci copiii nu mănâncă altceva decât o travă. Și i-am zis, realizează ridicolul situației. Și apoi le-am spus, n-am absolut nicio problemă dacă vreți plecați. Adică nu e... ce înseamnă asta? Că noi eram siguri că la ora respectivă, sâmbătă la ora 12, noi vom avea localul plin cu oameni care comandat. Mănâncă la noi de obicei. Adică e foarte important. Din nou, este dovadă de putere de negociere. Bă, ți-ai stabilit niște lucruri, pe astea merge, există cerere pentru așa ceva, lucrezi cu niște oameni care vin și achesează la aceste idei și chestiile astea îți oferă putere de negociere decât să stai ca unul care zice stă cu ușa deschisă, nu intră nici dreacu, că mai sunt oameni, nu sunăm, cer sfatul. Bă, cum faceți voi, mă, dă-i atâta lume acolo, dă nu știu ce, și zic, bă, noi avem o idee. Tu ai o idee? Adică tu doar deschizi ușa și... Noi avem o idee și niște principii pe care le avem. Adică pentru ce ar veni oamenii să mănânce la tine? Ce le oferi? Ce le zici? Care e povestea pe care le-o spui? Ce faci cu banii ăia? Adică din lucrurile astea pe care le vinzi, le arăți, le faci, le drept, susții ceva în societate? Nu știu, dai 20 de burse la niște copii, faci, uite, și voi faceți niște lucruri sociale, la fel, pentru care, da, aș veni și aș cotiza la ONG-ul vostru, despre care eu prima dată am zis, băi, o chestie cu bani, unii le iau niște bani de la niște bănci, da, dă-i încolo, știi? Adică, după care vezi, stai bă puțin, că uite, există aceste activități, nu învață pe oameni să ia bani de la IFN-uri, ci să devină independenți din punct de vedere financiar. Dai voie să sublinezi ceva? Da. Deci tu ai avut niște clienți care au venit la tine, au citit înainte că este restaurant vegetarian și se sacrificau să mănânce mâncarea ta și zicea, lasă și mamă ce de cacao este mâncarea de la Dragoș. De ce? Okay. Pentru că era doar vegetariană, deși scria înainte. Okay. Imaginează-ți că aceiași oameni se duc la bancă, cumpără un credit și după aia sunt surprinși de faptul că trebuie să dea bani înapoi. Deși scrie de la început, scrie și în contract și așa mai departe. Este fix același mod de funcționare care se transmite ca un mod de a trăi. Bă, nu citesc, lasă, mă plâng. M-a forțat, uite, am fost la pătrarul, m-a forțat să mănânc. M-a forțat să nu mănânc. Să mănânc sănătos, da? M-a forțat să mănânc sănătos. La naiba, ce mă fac cu el? E anormal. Iar apropo de partea asta socială, da, noi ne ducem către oamenii ăștia care, din păcate, ce ți-am spus că noi facem în momentul ăsta, oameni care au venituri mai mici sau egale cu cheltuielile, care nu au economii și care eventual au datorii. Și bine, mai sfătuim și să scape de datorii și le plătească în avans, să scape de datorile asta de consum. Asta spune-le oamenilor, mi se pare foarte interesant. Deci un om care are cheltuieli mai mari decât veniturile... Trebuie să-și crească veniturile sau să scadă cheltuielile, e matematic, n-ai clar. Ce să faci. Trebuie să vină la... Asta e ca aia cu nutriția. Tăticu, deci poți să faci tu orice ai face. Dacă intră mai mult în tine decât iese în fiecare zi... La un moment dat o să pocnești. Deci nu ai cum să ai slăbire, că mai sunt filmulețele alea pe net. Cum să slăbești mâncând 4.000 de calorii? Sau mai sunt unele proaste care scriu cărți. Cum să slăbești mâncând fast food în fiecare zi? Știi? Adică există. Tare. Da. Și lumea le crede, le cumpără, asta e. Și la fel e și aici. Bă, la una trebuie să umbli. Exact. Știi? Și oamenii care sunt în situația asta pot să vină la voi. Pot să vină la noi, gratuit. Au pe site un... își fac cont, e gratuit. Se uită la un curs, sunt videouri de 10-12 minute. În total sunt maxim 2 ore adunate. Da. Mai au și niște fișe pe care să le completeze acolo, să vadă cum stau ei din punct de vedere financiar. Și dacă nu reușesc să aplice teoria la situația lor personală, pot să sune sau să scrie acolo, mă înscriu la coaching și este sunat de o colegă de-a noastră care stabilește o sesiune de 1-1 cu unul dintre colegii noștri, care e la fel gratuită ca și cursul. Și în momentul respectiv, sperăm că se prezintă, pentru că avem și situația în care oamenii iau și blochează o oră poziția și nu se prezintă. Bă, ce măgari! Așa. Asta e, se întâmplă tot soiul. Dar dacă se întâmplă, unii apucă să ne anunțe, unii mai ratează acest eveniment. Ok. Și în momentul respectiv ei vin la coaching. Ce se întâmplă la coaching-ul ăsta? Între timp la loto sunt unii care... Doamne, știu, și tot ar trebui să vină la noi să ne întrebe cum să investească banii sau cum să ne cheltuiască. Apropo de asta, o să fac o paranteză scurtă. Aveam un vecin pe palier, dulgher. Și îl întreb, auzi, Neasandu, dacă matale câștigi la loto 1.000.000 de euro, ce faci?
Și zice el, păi, cumpăr câte o casă la toți membrii familiei, erau 5. Ok. Dar una ca lumea, așa, și câte 5 chiu 7 și... Și zic, oprește că s-au terminat banii. Banii de mult. S-au terminat banii de mult. Și mai zic, după aia, cum plătești întreținerea, cum plătești curentul, cum plătești benzina, cum plătești RCA-ul, impozitele și nu știu ce. Problem. Evident că după aia trebuiau să se apuce să vândă ori chiu 7, ori casa, ori nu știu ce. Și de aia majoritatea ajung săraci, că am povestit mai devreme. Bun. Acum, întorcându-ne la omul ăsta, ce se întâmplă la o sesiune dintre asta, de unul la unul? Omul vine și zice, bă, am o problemă. Sau vreau să rezolv o chestie. Nu reușesc să economisez, nu reușesc să-mi administrez bine banii. Sau vin alții care zic, fă-mă să economisesc. Te-am făcut? Simți deja că încep să economisești. Evident că încercăm să găsim care este mecanismul psihologic care să-l ajute pe el să, să economisească. Adică, ce este suficient de important pentru el, în așa fel încât să cumpere niște siguranță în loc să cumpere alte prostii. Că de fapt asta faci când economisești și cumperi niște siguranță. Iar când investești, îți cumperi niște lucruri care să-ți aducă bani. Nu trebuie să renunți la nimic, doar cumperi altceva decât cumperi în mod obișnuit. Asta e toată povestea. E, și atunci omul vine, spune ce obiectiv are, îl ajutăm să stabilească obiectivul, să ne asigurăm că este obiectivul lui. Că avem în jur o grămadă de oameni care se fac medici, care se însoară, fac copii, își cumpără casă, plantează copaci. Dar nu sunt obiectivele lor. Nu sunt obiective. Asta ne zice societatea să facem, nu? Și atunci, și la un moment dat, apare frustrarea. Bă, nu sunt fericit sau nu se întâmplă ce vreau eu. Și atunci noi ne asigurăm că obiectivul ăla e al lui. Este mai binele lui, așa cum îl definește el, nu cum îl definesc eu. Și după aia vedem din ce loc pleacă. Și folosim un minunat instrument de dezvoltare personală care se cheamă buget. Adică, vezi care e situația ta financiară actuală, ce venituri, cheltuielile active și datorii ai și cum o să arate când o să fii tu mai bine. Veniturile mai mari cu atâta, cheltuielile pe acolo sau poate mai sus, activele, adică lucrurile pe care le poți transforma în bani cam atâta și datoriile de cele mai multe ori plătite, cu excepția situațiilor în care ai datorii pentru investiții. Că există datorii bune și datorii rele. Corect. Datorile bune sunt alea pe care le plătește altcineva pentru tine și datorile rele sunt alea pe care le plătești tu. Bun. Și toate astea se întâmplă și oamenii învață și văd cum se aplică. Și după aia stabilesc care este cel mai mic pas pe care pot să-l facă ei în ziua următoare, în așa fel încât să-și atingă obiectivul ăla inevitabil. După care avem a doua sesiune. Să vedem, ai făcut ce ți-ai propus? Că nu-i spun eu, fă aia. Corect. El își asumă și își găsește soluția că el este expert în viața lui. Eu îl văd o oră sau îl aud o oră, pentru că vorbim cu oameni din toată țara, cu unii vorbim la telefon, cu unii vorbim pe WhatsApp, cu unii vorbim pe Zoom, pe ce platformă preferă persoana respectivă. Ai făcut ce ți-ai propus? Dacă n-a făcut, s-ar putea să fie niște obstacole. Respectiv, obiectivul nu e al lui. Își dă seama că vrea să lucreze la alt obiectiv. Păi i-a apărut altceva mai important. Sau pasul pe care și l-a propus este prea mare. Și atunci vedem cum face un pas mai mic. Sau renunță. Pentru că își dă seama că el trebuie să facă ceva. Nu altcineva. El trebuie să facă. Că avem legea cauzei și a efectului despre care am vorbit mai devreme. Efectul are întotdeauna o cauză. În timp, cauza aia este înainte. Deci tu trebuie să faci ceva ca să obții o altă situație financiară. Ceva diferit de ce faci acum. Că dacă faci fix același lucru pe care l-ai făcut până acum, o să fii fix în același loc. Adică nu încercăm, încercăm să simplificăm lucrurile, să nu le mistificăm, să zicem, mamă, trebuie să faci aseul, l-am făcut noi pentru tine. Nu trebuie să faci alte lucruri. N-am învățat nimic și nu știu ce. N-am fost, da? Nu știu, eu am fost, da, de mine s-a lipit ceva. Da? Pe vremea aia încă se mai făcea școală. Încă se mai făcea, am înțeles. Da, am început în 93 ca, și atunci încă mai aveau ea niște reflexe greșite dintre astea, să te oblige să înveți. Sau... Ok, ok. Dar asta nu înseamnă că am învățat ceva despre finanțele personale. În schimb, am învățat foarte multe despre cum să administrez o firmă sau cum să fac tranzacții internaționale, că pe asta am fost specializat. Și după aia mi-am dat seama că, de fapt, ASEU pregătește angajați. Sau la momentul respectiv pregătea angajați. Foarte puțini dintre colegii pe care îi aveam erau dornici să-și pornească o firmă. Și dacă stai și te uiți, apropo de oameni bogați, o să constați că ea nu țin banii așa, deci este, ține aici metru cub de bani sau nu știu ce. Ei au banii respectiv băgați în niște lucruri care produc bani. Au afaceri în diverse domenii, au
lucruri pe care alți oameni și le doresc și sunt dispuși să plătească o chirie pentru ele. Bun, acum vorbind așa la nivel macro, sistemul e absolut imbecil. Faptul că bogații se îmbogățesc în halul ăsta și arată asta extraordinar de îmbogățire și inechitatea e atât de mare încât cei mai sărați sărăcesc pentru că sunt doar exploatați pentru niște bani pe care ei sunt nevoiți să-i dea în fiecare lună pentru supraviețuire. Adică asta e o foarte mare problemă. Și prețul plătit este de multe ori prea mare. La ce mă refer? Eu cunosc niște oameni, am prieteni pe care eu îi admir foarte tare, care sunt foarte fericiți mulțumindu-se cu puțin. Adică ei nu vor mai mult. Fiecare își definește suma care e necesară lui. Adică, eu nu vreau mai mult. Te duci și le zici, bă, stai, uite, ai... Și sunt, adică nu, bă, oamenii sunt, cum unii cu facultate, alții... Dar zic, bă, nu, eu stai aici, am pătrățica mea, m-am dus de la 8 la 3, ăștia-s banii, sigur că aș mai putea să fac 4-5 chestii pe lângă. Dar nu le fac pentru că vreau să mă relaxez? Da, dar nu sau le fac pentru că banii nu sunt importanți? Da, ăla e timpul meu, aia e treaba mea, nu știu ce. Și eu îi admir, zic, bă, extraordinar, că aici e clar că trebuie să fie ceva în tine ca să, știi, nu neapărat pentru banii respectivi. Uite, noi, mare parte din ce facem cu aceste, inclusiv cu Cafeneaua Nației, cu acest produs, inclusiv cu Vocea Nației, cu ce se întâmplă. Apropo, ce bun. Mulțumesc mult. Banii pe care îi primim, noi îi dăm să sprijinim oameni, avem oameni în toată țara care primesc burse, care primesc copii, familii pe care le ajutăm tot așa cu turneul Nației prin țară, am mers acolo, avem și avem familii răspândite peste tot care la sfârșit de lună primesc de la noi niște bani. Chestiune care pe mine și pe noi ne încarcă foarte tare. E o chestie ok, e un obiectiv extraordinar pentru că fără el... poate că am renunțat, poate că ne-am plafonat, poate că am fi foarte blazați, aia mergem, facem, nu știu. Dacă știi că ai încă 30 de oameni care depind de tine, în afară de ce se întâmplă aici în fabricuța asta, zici, bă, hai că trebuie să tragem, să facem și aia, să facem și aia. Adică pentru a avea această etică a muncii, care la noi este extraordinară, trebuie să ne stabilim și niște puncte de-astea care să trebuiască să fie bifate. Adică, bă, facem asta și pentru că îi ajutăm pe oamenii ăia. Și acum, uite, îți dau o temă ca să fie și o chestie, o lecție de-asta făcută. În acest moment suntem în următoarea situație cu ce facem noi aici. Îți zic în mare și să-mi zici cum ai răspunde tu la treaba asta. Avem posibilitatea să facem o investiție destul de mare, dar noi n-avem banii să facem această investiție, dar pentru mine asta n-a fost absolut niciodată o problemă. Adică noi găsim modalitățile prin care să facem asta pentru că ar însemna că am produce mult mai mult făcând această investiție. Okay. Totodată investiția este importantă dacă noi vrem să ajutăm atât de mulți oameni pe câți am vrea să ajutăm. Adică cu un centru de zi, cu o mini-cantină unde să mănânce niște oameni, cu o academie de sport pe care eu mă tot chinui să o fac și unde vorbesc cu tot felul de oameni în fiecare zi, pentru copiii din familiile nevoiașe, adică să prin sport să-i schimbăm pe acești copii și să-i capete disciplină, să capete și tot ce te învață sportul, astfel încât să-i oferim societății cum ar veni ca membrii cotizanți de nădejde, știi, care să-și poată face viața lor apoi cu tot ce au învățat. Dar ar trebui să facem lucrurile astea. Ce înseamnă decizia asta? Înseamnă că la mine adio tată pensie la sfârșitul anului, cum am zis, adică mai înseamnă o perioadă de, nu știu, 5-7 ani, poate 10, în care să tragem la fel de tare cum am tras până acum, cât timp ne-am cumpărat timp, ani întregi. Ok.
știi? Și, deci alegerea este să ieși la pensie acum sau peste 5 ani? Sau care e alegerea, de fapt? Alegerea e să... să stau, noi suntem ok cu tot ceea ce facem acum. Adică noi nu suntem, să zici, bă, rămânem pe drumuri sau nu mai avem ce să mâncăm a doua zi sau lucrurile sunt... Pe de altă parte, pentru mine cel mai important în viață e sentimentul ăsta de utilitate. Uh-huh. Nu-l mai am, nu exist. Nu, eu nu pot să funcționez altfel. Okay. Sunt util cu ceea ce fac în vreun fel? Adică cu discuția asta cu tine, sunt util pentru cineva? Bănuiesc că mă sunt schimbarea asta într-un fel. Da, 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 da. Adică apar niște comentarii pe YouTube, apar niște oameni. Da, bineînțeles, zic, da. Dragoș, ne-am mirosit timpul degeaba uitându-te la tine. Da, 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 nu, există foarte mult. Audiențele de la emisiune, absolut tot. Bă, avem, suntem utili pentru democrație, de pildă, cu ce facem în fiecare seară, sancționând derapajele de la democrație. Bă, audiențele zic că da, lucrurile care se întâmplă spun că da, e ok, mergem mai departe. Reușim cu ce facem aici să ajutăm niște oameni, să... Bă, da, reușim, iată, reușim, că și un om, dacă reușim să ajutăm, este extraordinar. Ei, ideea e, ducem chestia asta la un nivel mai mare, care să însemne mult mai mult sprijin și mult mai multă satisfacție pentru noi, sau stăm așa? Ok, aici cred că sunt mai mulți factori pe care trebuie să iei în considerare. Primul factor pe care l-aș aduce în discuție este legat de modul în care percepeai tu profesorii. Cum era profesorul ăla cel mai bun? Cel care, ăla care devine inutil după care devine inutil. Investiția asta o să te facă să devii inutil, adică o să rezolve sărăcia într-un mod pe care îl vezi tu, pe care îl visezi tu. Pentru, nu știu, pentru 10, 2, 50 3, de oameni, 50 de oameni? Da. Ok, vreau să subliniez un fapt. Faptul că tu dai niște bani unor oameni nu înseamnă neapărat că ai rezolvat problema. Înseamnă că ai dat niște pește, el trebuie să învețe să pescuiască ca să devină sustenabil, presupunând că este în situația în care poate să pescuiască. Nu. Aici e o discuție foarte interesantă și aici, iată, ne despărțim un pic, dar să vedem poate până la urmă. Deci, ideea următoare. Toate studiile astea au dovedit, de la Alaska până la Finlanda și de la Germania până la că singura, cea mai bună soluție ca să-i faci pe oameni să iasă din sărăcie e să le dai bani mai mult decât au ei nevoie ca să supraviețuiască. Cu banii ăia, uite, de exemplu, în Alaska, și studiul ăsta e făcut inclusiv de o profesoară din România, o cheamă Mihaela... Cred că vorbești despre Universal Basic Income, venitul minim garantat. Nu neapărat. Până la venitul minim garantat, sunt toate experimentele astea care s-au făcut pentru venitul minim garantat. Dar Alaska nu face parte dintr-un astfel de experiment. Alaska ce spune? Bă, ești cetățean al statului, pentru că noi avem exploatările acolo și tot ce se întâmplă, fiecare cetățean ajunge să primească în medie 3.000 și ceva de dolari pe an. Nu trebuie să facă nimic pentru acești bani. Ok. Absolut nimic. Deci nu să, nici să pescuiască, deși în zonă cred că toată lumea știe să pescuiască. Ok. Și oamenii primesc acești bani. S-au făcut studii pe 30 de ani, adică asta e din 1981 se face. Okay. Foarte bine descrie Hickel în diviziunea ce se întâmplă. Și mi se pare că și Bregman în Utopie pentru realiști. Și oamenii, s-a dovedit că în timp, ok, 5% vor bea banii. Ok. 10, 15. Dar s-a dovedit că cei mai mulți, marea majoritate, deci măcar ce, marea majoritate, au ajuns să ia decizii foarte bune pentru copiilor, plătindu-le studii, casele lor, izolându-le termic sau... Cu singura influență exterioară v-am dat banii și atât? Sau v-am dat banii și vă mai dăm și ceva educație? Păi... Nu, fiecare... Doar banii și fiecare banii. Se descurcă. Nu există absolut no strings attached, știi, la treaba asta. Deci absolut nimic. Bă, noi v-am dat, ăștia sunt banii, îi primești pentru că ai buletin de Alaska. Am înțeles, da. Am citit atât. Despre experimentele respective. Apoi, toate experimentele făcute, e un studiu acum în California recent, eu sunt abonat la toate astea, sunt un avocat al venitului minim universal și vorbesc despre el foarte mult și tu, ok. Da, e super. Deci 500 de oameni ai străzii în California au primit timp de... un an, dacă nu, sper să nu mă șer, un an sau doi,
500 sau... Da, cred că mai mult de 500 bani, cât să le ajungă să fie, deci nu doar 500, mai mult. De ei, oamenii străzi. Cei, la fel, cei mai mulți dintre ei și-au rezolvat problemele financiare, au ieșit din sărăcie. Omul știe foarte bine ce are de făcut. Mă rog, nu știe foarte bine, că foarte mulți oameni ajung la voi neștiind. Dar omul, mai ales omul foarte sărac, simte ce trebuie să facă. Și drămâiește banii, și drămâiește banii și știe, bă, stai, nu dau aia, nu fac aia, nu. Că uite, pentru, și pentru mine a fost un mare avantaj că am plecat de la zero. Bă, când dulcele tău înseamnă pâine dată până apă cu zahăr, da, deci o nenorocire și pentru sănătate, și copil fiind, ești ok, știi să iei decizii și cu privire la ce mănânci, și cu privire la... Știi, pentru că ai fost acolo foarte, foarte jos și atunci... Înțelegi costul de oportunitate, la ce trebuie să renunți ca să îți iei ceva. Aia zic, da, și atunci ești dispus să faci sacrificii, ești dispus să, să ajungi acolo. Deci de-aia eu cred că prima soluție și cea mai bună e asta. Bă, le dăm bani oamenilor, da, și ok, apoi da, evident că trebuie să educăm. Evident că o oră de educație financiară în școală ar putea să facă minuni. Mai ales acești copii care nu dau banii, primesc bani de pildă, primesc de buzunar. Primesc bani și cumpără dulceri. Ce am descoperit noi, că am experimentat pe toate categoriile de grupă și ne-am întrebat unde am avea impactul de vârstă. Ne-am întrebat unde am avea impactul cel mai mare. Și am ajuns la concluzia că noi am putea să avem impact cel mai mare dacă le educăm părinții. De ce? Copiii copiază ce fac părinții. Și atunci degeaba ai spui tu copilului, care nu are de cele mai multe ori bani la dispoziție, și atunci el o să copieze părintele. Dacă părintele ia și sparge bani, așa o să învețe și copilul. Și o să-i rămână asta. Copiază comportamente. Stăm și ne gândim, copiii ne studiază dinainte de a vorbi, dinainte de a ne asculta, se uită la ce facem și copiază ce facem. Și atunci noi am ajuns la concluzia că mai bine învățăm părinții în așa fel încât să nu mai avem generații sacrificate, să nu mai avem alte zone de genul ăsta. Vrem să fie niște oameni care să-și rezolve ei problemele acum și copiii se uită la ei și zică, da, uite, am învățat de la tata asta, am învățat de la mama asta și asta îmi face ca acum să fiu un om mai responsabil, să știu ce să fac cu banii mei, am învățat că să citesc un contract, am învățat să-mi plătesc, dacă fac niște datorii, să le plătesc, am învățat ce e important și ce nu e important. E cea mai bună investiție și eu le spun asta oamenilor prin țară pe unde merg, aia făcută în tine și în abilitățile tale? E investiția care are cel mai mare randament. De ce? Foarte simplu. Aia rămâne cu tine și dacă te uiți la istoria țării astea, vezi că odată la 30-40 de ani se schimbă regimul politic și vine câte un regim care strânge prin diverse metode ce ai acumulat. Și atunci pe ce o să cazi? Pe ce știi să faci? Ai acumulat-o niște averi și nu știu ce? Dacă vine unul și ți le ia, augurii, la revedere și un praz verde, tu că azi pe ce știi să faci. De asta e important ca tu să-ți crești venitul permanent, să fii permanent relevant pe piața muncii, să înțelegi cine ești tu și ce valoare adăugată aduci celorlalți. Revenind la venitul minim garantat, în momentul ăsta și statul român încearcă să implementeze ceva, din păcate, după părerea mea, aruncă banii aiurea, pentru că în momentul în care omul încearcă să-și suplimenteze venitul ăla, este pedepsit pentru că venitul ăla îi se ia. Da. Și atunci tu ar trebui să zici, ok, ai un an, doi ani, trei ani sau cât vrei tu la dispoziție, timp în care tu să-ți așezi viața. Faci bani în plus, felicitări! Corect. Te premiem. Asta a fost prostia aia imensă, imensă cu pensia și salariu. Că n-ai voie să... Bă, am ieșit la pensie, ești cretin, pensia... Am contribuit pentru asta? Ea mea pentru tot ce am contribuit. Exact. Ăia-s banii mei. Că vreau să mai fac niște bani, să-i plătesc rata copilului sau nepotului sau nu știu ce... Lasă-mă sau medicamentele pace. Mele. Da, sau medicamentele mele. Sau vreau să am o viață mai bună. Vreau să mă plimb și eu, că am tras ca animalul 65 de ani. Lăsăm la o parte faptul că românul iese la pensie la 65, e aproape mort. Adică mobilitatea e redusă... Moare foarte repede. Bărbații, cel puțin, mor foarte repede, la 71 de ani. Adică se bucură de pensie 6 ani. Da, dar e foarte interesant ce zici tu și asta de ce. Cred că mai este un lucru pe care îl urmărim noi. De ce? Ce e în spatele educației astea financiare? Noi zicem în felul următor. Noi facem... vorbim despre sănătate financiară. Pentru că avem fix aceleași reflexe și la bani, cum avem și la sănătate. Mâncăm aiurea, cheltuim aiurea și așa mai departe. Și atunci asta e dusă în acțiune.
Și pe măsură ce oamenii învață să citească, învață să citească eticheta la produsul pe care îl cumpără, încep să citească chestiile alea mărunte de la contractul de credit, el învață că pentru banii pe care îi dă, trebuie să ceară ceva. Pentru tot ce dă, trebuie să primească ceva înapoi care să aibă o valoare. Și atunci, în momentul în care tu îți dai votul, nu te apăși și mai dai pe o dintre asta de făină. Mm-hmm. Întreb, care este contractul pe care îl încheiem noi doi? Ce urmează să se întâmple în țara asta în momentul în care eu îți dau votul? Că asta se întâmplă, semnăm un contract. Care o să, cât o să fie pensiile? Se modifică, nu se modifică? De ce se modifică? Și apropo de ce spuneai, da, foarte frumos. Am muncit, am contribuit. De ce să fiu penalizat? Că eu vreau să muncesc în plus. Da, bun, asta funcționează într-o, ce zici tu cu asta cu votul, a funcționat cât partidele au mimat măcar că pun în aplicare un program. Dacă tu mergi la vot ca fraierul și îl votezi pe unul sau pe altul și aia din două formațiuni care se urăsc își dau mâna și fac împreună cu totul altceva, alegerea e doar o iluzie. Domnia, da, prostia, da, și meditațiile se plătesc. Da. Și cum mai zic, este un proverb evresc care zice că mama proștilor e tot timpul gravidă. Uh-huh. So, e treaba noastră să ne deșteptăm. Da. De ce s-ar deștepta alții pentru noi? Da, nu e neapărat, treaba poate noastră. Societatea, uite, statul are aici o responsabilitate extraordinară, pentru că el e obligat prin Constituție. Are o responsabilitate, face ore de educație civică și așa lucruri, mai departe. Da. Hai să ne întoarcem la săraci, da? Și la faptul că, la investiția pe care tu vrei să o faci. Întrebarea apare, ce e mai important pentru tine? Să mai pași 5 ani în viață și să-ți cumperi ce cu ei? Un impact mai mare, adică mai mulți oameni ajutați? Sau să ajuți la nivelul la care ajuți acum și să, nu știu, să te relaxezi sau să-ți dai timp să, poate o să ai peste 2 ani, te plictisești și o să faci investiții și mai mari decât ai acum. Și atunci, cred că asta e decizia, de fapt, ce e mai important pentru tine în momentul ăsta, cu resursele și în starea în care te găsești acum. Poate ești obosit, habar n-am. Și decât să crăpi acum și să n-ajungi la finalul celor 5 ani, poate mai bine faci o pauză acum de un an, ajuți cu ce poți să ajuți și după aia zici, ok, hai să vedem ce putem să facem. Uite, vezi chestia asta cu pauza, la noi nu funcționează, frate. Adică în cultura noastră nu știm să facem, nu da. Putem să efectiv. Adică mie mi-e groază, și mi-a fost întotdeauna groază, să mă opresc vreun moment. Deci nu un an, un moment. Deci eu am avut ani întregi în care n-am fost nicăieri și chiar când am fost undeva, am făcut tot ce treia să fac ca să, adică eu am fost, inclusiv acum, nu știu, 2-3 ani, aveam niște pastile de-astea de înregistrat și am plecat după mine în concediu cu cameră, cu tot, acum am făcut absolut tot și nu... Un psiholog care se uită la emisiunea ta începe să-și frece mâna și zice, uite ce anxietate are, ce frică îl mână în loc. Incredibil. Pentru că, de fapt, sunt doi factori motivaționali. Fugi de ceva sau fugi spre ceva. Da. Ei, tu mi-ai povestit despre lucru spre care fugi, da. Dar cu siguranță există și un lucru de care fugi. Da, da. Da, oprirea asta e un lucru de care fug pentru că e așa, știu, o chestie. Ți-aduce aminte, la școală era o pauză. Noi am ținut-o cu cică pauză, dar de fapt se chema recreație. Creație, recreație. Ce trebuia să faci tu în pauza aia de odihnă? Să te așeze... Care nu era niciodată, dar ar naiba, că rămâneau aia mereu era altfel, după... Sau rămâneau după, sau atât. Da, n-aveai timp nici tu asimilai lucrurile respective sau se așezau într-un fel, pentru că omul care fusese înainte de ora aia murea în pauza asta, sau murise în ora aia și tu trebuia să te acomodezi în pauza aia cu omul nou, cu omul nou care urma să înceapă ora viitoare. Treci de la un nebun la altul. La un nebun la altul, da. Și aici, apropo de chestia asta, că ai pomenit că ajutăm și noi alte organizații, ideea e în felul următor. Noi am făcut o metodologie, care metodologie funcționează. Pentru că avem, deja au trecut peste 16.000 de oameni prin cursul nostru, am avut în coaching peste 2.000 de oameni. Ok. Și asta funcționează, dau rezultate, mai ales în condițiile în care 82% din ei sunt la prima lor interacțiune cu educație financiară. Bun. Și funcționează. Și atunci noi ne-am gândit cum ar fi să putem să ajutăm într-o zonă în care nu avem noi toate instrumentele, respectiv niște persoane care se află, care au o vulnerabilitate mult mai crescută decât doar asta financiară. Respectiv,
sunt lucrătoare sexuale sau persoane care trăiesc pe groapa de gunoi sau mame care au fost victime ale violenței domestice și într-un final au plecat de acasă și s-au eliberat. Apropo că unul dintre mecanisme este legat de dependența financiară. Dacă tu depinzi de soțul tău, cum o să pleci de acasă? Și atunci lucrăm cu organizații din astea și ăsta e al treilea an. În primul an am avut 10 organizații, în al doilea an 5 organizații, anul ăsta avem 4 organizații, suma a rămas aceeași, doar că ne concentrăm pe organizații care să preia metodologia, să includă în munca asistenților sociali, în așa fel încât intervenția lor să fie mai rotundă. Adică, ok, mă uit eu la asta, dar dacă mă uit doar la venituri, nu am imaginea completă. Dacă mă uit doar la venituri și la cheltuieli, iar n-am imaginea completă. Și atunci educăm, dăm mai departe asistenților sociali ce am descoperit noi aici și în așa fel încât ei să aibă influența asupra oamenilor. Adică care ar fi cea mai importantă chestie? Care e cea mai importantă chestie? Prima chestie pe care cred că o învață un asistent social de la noi este să nu judece. În ce fel? Super. Că am zis că e principiul ăsta. Spre exemplu, tentația este să te duci la un lucrător sexual și să-i spui, fă-te om serios, whatever, orice ar însemna asta în lumea asta. Adică, du-te, ia-ți un job cu salariu minim pe economie. Și persoana respectivă o să se uite la asistentul social și o să zică, ceva nu e în regulă cu tine, eu fac banii aia într-o zi. Ok. Și atunci, întrebarea pe care învață să o pună asistentul social este, care este mai binele tău acum? Adică înțeleg că tu nu vrei să renunți la sursa asta de venit. Dar o să vină niște momente în care activul pe care îl exploatezi nu o să mai fie cerut. Se uzează. Moral, fizic, whatever. Da? Și atunci tu trebuie să fii pregătit sau pregătită pentru ce urmează să se întâmple. Poate vrei să faci un curs de calificare. Poate vrei ca să nu te duci pe salariu minim pe economie. Poate vrei să înveți să pui banii să lucreze pentru tine. Aia pe care îi faci acum. Aia pe care îi faci acum, că nu de altceva, dar vedem la diverse televiziuni că avem o industrie de video chat înfloritoare, că avem persoane care câștigă o grămadă de bani din OnlyFans. Pardon. Persoanele alea muncesc într-un fel, își câștigă existența într-un fel, că altfel nu ar exista, nu s-ar povesti. Da. Și atunci întrebarea, care e mai binele pentru tine? Și persoanele încep să schimbe viața, încep să se gândească, băi, cum o să trăiesc eu după aia? Sau vorbeam despre persoanele care trăiesc pe groapa de gunoi. Păi au acolo deja un exemplu în comunitate, o persoană care a reușit să pună niște bani deoparte și s-a mutat în piață și vinde papuci, crocodili, dintre papuci de plastic. Ăla e exemplu de antreprenor care a reușit din comunitatea respectivă. E adevărat că este și presiunea asta socială care zice ce? Păi, ca să arăt că am valoare, eu trebuie să-mi cumpăr un lanț. Foarte bine. Dacă un lanț de aur, mă refer, nu așa. Și asta, dacă asta îți dorești tu, hai să vedem care e cel mai mic pas pe care tu poți să-l faci ca să-ți îndeplinești obiectivul ăsta. Ce trebuie să faci ca să ajungi acolo? Sau vorbim cu persoane de la țară care vin din familii cu nouă... Mai ales că lanțul de aur e o investiție. E o investiție, da. E o investiție și interesant, apropo de investiție, că două săptămâni mai târziu ajunge la amanet și următorul mai bine este despre cum să nu mai ajungă tura viitoare după ce îl scot la amanet iarăși. Ok. Sau vorbim cu persoane de la țară care lucrează cu ziua. Că din păcate avem și situația asta. Ok. Și el are 9 frați. Și el lucrează cu ziua și a învățat să zugrăvească, dulgherie și nu știu ce. Și face 150 de lei pe zi, adică nu sunt puțin bani. Bun. Și obiceiul de consum este ca imediat acela banii să-i spargă la creșmăsat cu tată, frate, nu știu ce. Și în momentul în care tu zici, da, te-ai gândit cum ar fi dacă vreo 3 zile tu ai accepta în loc de bani, sau nu în loc de toată suma, în loc de jumătate de sumă, să fii plătit cu găini și cu niște porumb sau grâu, ca în dimineața următoare tu să începi să nu mai plecați de la burta goală, să plecați de la un nou fiecare? Și sunt întrebări care schimbă, poate nu asta o să fie soluția pentru el. Pentru altul, soluția a fost să strângă suficienți bani cât să poată să facă școala de șofer și să se angajeze șofer de tir. Și el a crezut că a scăpat. Dar a venit la noi, de ce? Pentru că ăia 3.000 de euro pe care îi făcea pe lună se duceau către familia care a rămas acasă și care se obișnuise să consume doar fără să producă. Și întrebarea care să-l ajute pe el să-și regleze și el situația financiară și ce de acasă a fost, cum ai putea să-l ajuți pe fratele tău să ofere ceva mai mult în afară de căruța cu cai pe care o are?
poate în loc să-i dai banii să-i cheltuie, îi dai banii să-și cumpere o drujbă ca să poată să facă niște servicii care sunt cerute acolo. Sau poate își cumpără o motosapă sau știu eu ce altă chestie poate să facă. Și atunci lucrurile se schimbă. În loc să te coste 2500 de euro în fiecare lună, te costă 2500 de euro acum, dar pe unul l-ai rezolvat. Sau poate te costă 5000 de euro și l-ai rezolvat pe unul, că ăla de acum poate să-și producă singur banii respectiv. Și studiile de care zici tu sunt foarte interesante și cred că ar fi interesant de aplicat la o comunitate la noi. Corect. Și e o chestie despre care, dacă vrei, putem să povestim că e un proiect care ne interesează. Super! Super, păi vorbim și la acțiunile astea și mai dezvoltăm. Până una alta puteți să intrați, mergeți acolo pe Banometru, ați văzut o grămadă de chestii foarte interesante. Totul e să vă schimbați un pic perspectiva asupra că aceste sfaturi, aceste lecții, aceste... vă schimbă perspectiva, la fel cum e, nu știu, un când mă întreabă oamenii, domne, zi și mie un curs de ăsta de nutriție, ce ceva, și le zic, bă, uite, intrați pe Coursera și vedeți că este unul, se numește Introducere în nutriție, e făcut de la Stanford, dar două ore, e o chestie, patru module sau ceva de genul ăsta. Și sunt unii care mă sună, păi stai, domnule, e așa, da, mă, e gratuit, ia, te uiți acolo și vezi și înveți niște principii, că despre asta eu, bă, respect principiile astea, adică. Și sunt mulți care zonă și zic, oh, stai puțin că de aici, și uite, am mai găsit ăla și am mai făcut aia și mai... Da, dar oamenii în legătură cu banii, legătura asta a oamenilor cu banii e destul de nocivă de multe ori și nu realizezi că ai o relație nasoală cu banii. Poți să-ți mai aferi o perspectivă? Da. Dacă banii sunt viața ta lucrătoare, sunt viața ta și tu vrei să-ți îmbunătățești relația cu viața, cu banii, adică vrei să-ți îmbunătățești relația cu banii, tu vrei să-ți îmbunătățești relația cu viața ta, cu tine, într-un final. De asta, educația financiară e mai mult despre dezvoltare personală, despre a fi cinstit cu tine, a ști cine ești acum și a-ți cumpăra lucrurile pe care ți le permiți acum, la nivelul ăsta de dezvoltare, și a ști cine vrei să devii în viitor și ce eforturi trebuie să faci ca să devii persoana care merită să administrezi $1,000,000. Pentru că știe ce să fac cu el, nu se apucă și-și cumpere 5 case și... Da, 5. Și atunci e despre... relația cu mine. De ce am o relație toxică cu banii? Am o relație toxică cu mine. De ce îmi fac eu rău singur? De ce nu am eu milă față de mine, ăla de peste un an sau peste 2 ani sau la pensie? Pe de altă parte, insist un pic pe ideea asta, bă, nimeni nu trebuie să fie antreprenor, nimeni nu trebuie să facă profit neapărat, adică să, nimeni nu trebuie să pună banii să lucreze, nu știu ce. Trebuie să milităm cu toții în societăți, mai ales în astea care se pretind democrații, pentru plăți ok, pentru salarii care să asigure o viață decentă din start, adică, bă, coșul zilnic la noi e 2670 de lei. Bă, ăia-s banii pe care trebuie să-i aducă minim în casă o persoană care muncește, lucrează, să poată să-și plătească tot ce are de plătit și să-și permită, de ce nu, să meargă la un film sau la un teatru sau să citească o carte o dată pe lună. Și atunci de la asta plecăm. Mă rog, acum e probabil vreo 5.000 cu toată inflația și cu toată nenorocirea coșul ăsta zilnic. Dar zic ca idee, trebuie să mergem acolo și presiunea pe care o punem toți pe stat, pe instituții, inclusiv pe corporații, trebuie să fie asta. Că asta, treaba asta cu sclavia care se întâmplă acum și faptul că, iată, îți pleacă din țară toate creierele, toți oamenii care au putere de negociere, pleacă afară, da? Și tu rămâi aici forță de lucru ieftină. Că despre asta e vorba, din păcate. Și atunci, dacă oamenii nu înțeleg să treacă de la lucrătorul pe puțin la lucrătorul pe mai mult, să dobândească acea putere de negociere, lucrurile sunt foarte grele. Uite, cum ar fi să ne gândim că, unu, e ok să fii bogat, asta e deja o provocare, și doi, noi ca societate ne-am schimba dacă noi ca națiune ne-am propune asta. Ca fiecare dintre noi să fie mai bogat. Cred că e un gând nociv. Știi de ce? A fi mai bogat de multe ori distruge generozitatea, distruge dorința ta de a-i sprijini pe ceilalți. Nu cred asta. Ba da. Uite, tu când erai, când nu aveai, când ai plecat de la zero, câți oameni puteai să ajuți? Păi ajutam cum puteam, dar doar cu timp, cu chestii. Acum ajuți mai mulți oameni într-un mod mai semnificativ? Da. Ești mai bogat decât erai? Da, evident. Vot era demonstrandum. No, pe de altă parte, hai să mai luăm așa. Depinde de caracterul fiecăruia, de cum e adevărat, fiecare, banii nu fac decât să cunosc oameni care scoată în evidență bani și... Ai o problemă. N-ajută pe nimeni. Am înțeles și asta. La fel există sărași care n-ajută pe nimeni.
Deci fiecare om cu personalitatea lui, banii poate evidențiază personalitatea existentă deja. Corect. Dar ce voiam eu să spun e următorul lucru. În momentul în care tu ești bogat, într-un sat de săraci, toți sunt săraci în prejurul tău, mai devreme sau mai târziu ăla o să-ți dea în cap. Pentru corect. Că ei ți-am fer. Asta spun, că trebuie să-i scoatem pe oameni. Și atunci, dacă ridicăm nivelul, ca asta spun eu, ce înseamnă ieși din sărăcie? Opusul sărăciei e bogăția, da? Ok, sau normalitatea e până la urmă medie. Asta dacă spun. Stăm și ne uităm ce înseamnă sărăcia, traiul decent, sunt nu bogăție. Definiții. N-aș merge... Deci știi de ce? Bogăția e cea care distruge planeta, dorința de bogăție, dorința de profit cu orice preț. Depinde cum definești bogăția, pentru că tu ai deja o definiție pentru bogăție. Dar pentru altul, bogăția înseamnă să pot să pun mâncare pe masă la asta familie zic. Și să pot să-mi hai petrec să timp către decență, cu familie. Așa, inclusiv decență. Financiară, nu bogăție. Știi că, nu, adică termenul, când zici bogăție, uite, vezi? Oamenii se gândesc la ăștia, mamă, bogați, care aruncă, fac drept. Uite, asta deja provoacă o chestie cu care ne întâlnim foarte des. E o credință și anume că ăștia bogați sunt nașpa. Da. Ca urmare, eu nu vreau să fac bani și nu fac bani și nu îi administrez. Da. Așa, ca să nu fiu nașpa. Ca să nu fiu nașpa. Da, ok. Bun, interesant discuția, mersi mult. O continuăm și spor acolo cu tot ce faceți voi. Mulțumim, ne bucurăm că ești lângă noi. Ok, mersi mult, ne vedem în țară, ați auzit, 14 la Iași, 21 la Timișoara și... Noi după aia vom continua turneul nației, că trebuie să reluăm, să ne vedem, să ne îmbrățișăm, că avem voie și e foarte important. Mie tare mult mi-a lipsit interacțiunea asta directă cu oamenii. Bine, să vă fie bine! Asta a fost, am făcut-o și pe asta, am vorbit și despre bani, așa cum mi-ați tot cerut. Chiar dacă discuțiile despre bani nu sunt niciodată ușoare, mai ales într-o țară ca România. Sper însă că ați aflat lucruri noi din discuția noastră de azi, lucruri utile care să vă ofere măcar o idee despre cum ați putea să aveți o relație mai bună, mai sănătoasă cu banii. Pe site-ul banometru.ro găsiți și alte informații utile despre educație financiară și despre cum puteți obține coaching financiar, cum se numește acum, gratuit. Repet, e foarte important, gratuit. Ce n-aș fi dat eu pentru asta acum 25 de ani? Da. Mi-a plăcut foarte mult acel exercițiu de gândire pe care l-a menționat Cornel de mai multe ori în conversația noastră, să te întrebi care e mai binele tău? Și vă las cu întrebarea asta până data viitoare. Avem așadar două date pentru turneul nației pe care îl reluăm cu această ocazie. Iași 14 mai, Timișoara 21 mai. La aceste acțiuni puteți învăța de la Cornel și să aveți o relație sănătoasă cu banii. Chestiune absolut gratuită și nu pot decât să mă bucur pentru treaba asta. Abia aștept să ne vedem.